Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, l-a primit astăzi în vizită de prezentare pe noul ambasador al României la Budapesta, Gabriel Șopandă. Împreună cu ambasadorul a fost prezent și consulul general al României la Ghiula. Membrii delegației au fost întâmpinați la reședința episcopală de preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul le-a prezentat oaspeților, catedrala episcopală, Centrul eparhial, noul imobil din incinta episcopiei, restaurat de curând cu sprijinul Secretariatului de stat pentru culte și vechea clădire a arhivei episcopiei. Cu multă bucurie l-am primit aici, la Catedrala și Reședința Episcopală Ortodoxă Românească din Jula, pe domnul ambasador Gabriel Șopandă, care este noul ambasador al României la Budapesta și a venit aici, la Jula, în inima comunității românești din Ungaria, pentru a cunoaște instituțiile care aparțin acestei comunități și care își desfășoară activitatea în interesul românilor din Ungaria. Ne bucurăm în mod deosebit că primul popas. L-a făcut excelența sa aici la noi, la Biserica Ortodoxă Românească din Jula. A avut ocazia să cunoască valorile acestei episcopii de-a lungul veacurilor, prin cărțile de cult prin obiectele bisericești care se găsesc aici la Episcopie, dar și prin istoria foarte veche și importantă a acestei comunități, a avut ocazia să ne cunoască și pe noi, va cunoaște cu siguranță la o primă vedere și celelalte instituții românești de aici, din Jula, și ne bucurăm în mod deosebit pentru deschiderea domniei sale, ca și a celorlalți conducători ai instituțiilor diplomatice ale României în Ungaria, față de noi, față de biserică, față de întreaga comunitate, care este un lucru și un sprijin foarte important pentru noi și pentru misiunea pe care fiecare o avem de îndeplinit aici în Ungaria. Am fost impresionat de munca depusă în spatele acestui efort de a menține și păstra legătura între comunitatea românească care trăiește în regiune și tradițiile și obiceiurile culturale românești. Este un loc important pentru comunitate, un loc în care se muncește și s-a muncit mult pentru a menține aceste contacte între cetățenii care se află în zonă și tradițiile lor. Delegația a vizitat și celelalte instituții românești din Ghiula. Gabriel Șopandă a fost ambasadorul României în Turcia între anii 2016-2020.